Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Sunt Octav Tarlapan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Vasnețov, a ajuns la Ministerul Afacerilor Externe. Diplomatului Rusiei a fost comunicată poziția de dezaprobare a deciziei referitor la deschiderea secțiilor de votare a Federației Ruse în regiunea transnistreană. Până la sfârșitul anului 2025, Republica Moldova va achiziționa cel de-al doilea radar militar. Asigurarea vine din partea ministrului apărării Anatolie Nosatei. Ucraina va construi o linie de 2000 de kilometri de fortificații. Anunțul a fost făcut de președintele Volodymyr Zelensky în urma unei întâlniri cu șefii armatei și a mai multor ministere. Armenia ar putea părăsi organizația Tratatului de Securitate Colectivă, Alianța Militară condusă de Moscova. Anunțul a fost făcut în premieră de prim-ministrul armean Nicol Pașinyan. Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnețov, a ajuns la Ministerul Afacerilor Externe. Diplomatului rus a fost comunicată poziția de dezaprobare a deciziei referitor la deschiderea secțiilor de votare a Federației Ruse în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Право на голосование это неотъемлемое право и неотъемлемая часть законных прав в принципе всех граждан. И это положение прописано и в Конституции, и в других нормативных актах. И основная задача любого диппредставительства – это содействовать в защите законных прав и интересов своих граждан. В то же время общее количество российских граждан, проживающих на территории Республики Молдова, как вы знаете, официальная позиция нашей страны заключается в признании республики в общепризнанных международным сообществом границах, составляет порядка 250 000 граждан. Diplomatul rus susține că la Comisia Electorală din Federația Rusă și la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a parvenit un număr foarte mare de apeluri cu solicitarea de a le asigura dreptul legal de a-și exprima voința. Vasnețov a ajuns la Ministerul de Externe în jurul orei 10. Acțiunea a avut loc după ce presa locală din stânga Nistrului a scris că scrie că în această duminică vor fi deschise 6 secții de votare pentru cei circa 220.000 de cetățeni ruși care ar locui acolo. Mihai Popșoi spune că Republica Moldova interzice deschiderea secțiilor de votare pentru alegerile prezidențiale din Rusia, cu excepția celei din incinta misiunii diplomatice. Decizia are loc după ce în anul 2021, la alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse, în Republica Moldova au fost deschise 30 de secții de votare, dintre care 27 în stânga Nistrului. Noi am interzis organizarea alegerilor oriunde în afara misiunii diplomatice, iar conform Convenției de la Viena, e complicat să întreprinzi acțiuni care ar împiedica activitatea unei misiuni diplomatice. Dacă se va încerca organizarea acestui scrutin oriunde în altă parte, acest lucru va fi extrem de contraproductiv. Prim-ministrul Dorin Recean a venit cu un comentariu după ce ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnețov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe. Oficialul a menționat că diplomatul Rusiei a fost înmânată nota de protest referitor la deschiderea secțiilor de votare a Federației Ruse în regiunea transnistreană, menționând că statul Republica Moldova solicită să fie respectat. Republica Moldova întotdeauna solicită să fie respectat și corespunzător, asta înseamnă respect față de cetățenii Republicii. Vor rămâne aceste secții deschise în regiunea transnistreană, 6 secții acolo? Statul Republica Moldova acționează acolo unde poate să controleze mediul și corespunzător nu vom admite să fie încălcări pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale. În rest, așa cum am spus, nota de protest a fost înaintată ambasadorului Vasnețov și, încă o dată, repet, toată lumea trebuie să respecte statul Republica Moldova și, prin aceasta, cetățenii Republicii. Anterior, pentru alegerile legislative în Duma de Stat desfășurate în iulie 2021, Federația Rusă a deschis 30 de secții de votare în Republica Moldova. Până la sfârșitul anului 2025, Republica Moldova va achiziționa cel de-al doilea radar militar. Asigurarea vine din partea ministrului apărării Anatolie Nosatei. Oficialul a precizat în cadrul emisiunii În profunzime de la ProTV că acesta va fi cumpărat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și va costa 20 de milioane de euro.
vine ca rezultatul unei cooperări cu Uniunea Europeană și va fi cumpărat pe platforma europeană de susținere de pace, cunoscută ca European Peace Facility. Toate aranjamentele sunt finalizate și acordul va fi semnat când agentul implementator va transmite documentele necesare în conformitate cu procedurile Uniunii Europene. Banii sunt, acordul este finalizat. Da, și cât costă? Iar trebuie să vă întreb că... Acordul va fi public, fiindcă este susținut de Uniunea Europeană și valorează circa 20 de milioane. Totodată, ministrul apărării Anatolie Nonsat i-a precizat că se discută și despre posibilitatea de a procura cel de-al treilea radar, doar că urmează să fie identificate resursele financiare. Vom continua discuțiile cu partenerii, e clar că sunt niște sume destul de mari și îmi propun ca să găsim posibilități să le asigurăm pe diferite fonduri externe. Amintim că la sfârșitul anului trecut la Chișinău a ajuns primul radar militar fabricat de o companie franceză și achiziționat din bani publici. Militarii Armatei Naționale participă la exercițiul multinațional Justice Eagle 2024 desfășurat în România. Potrivit Ministerului Apărării, acesta este un exercițiu anual cu trageri de luptă din mai multe categorii de armament. Scopul exercițiului este dezvoltarea capabilităților și creșterea interoperabilității între contingentele statelor participante. Plutonul moldovenesc participă la instruire împreună cu militarii români ai Brigăzii 9 Mecanizată Mărășești și militari americani la Centrul Secundar pentru Instruire în Luptă Badabag. Militarii moldoveni participă la exercițiul menționat în conformitate cu planul de instruire al Armatei Naționale pentru anul curent. Un cetățean rus identificat ca fost mercenar Wagner a fost depistat în fluxul de călători sosiți în Republica Moldova. Individul s-a prezentat pe direcția intrare în țară în data de 11 martie. Conform declarațiilor efectuate în cadrul controlului de securitate, străinul de 36 de ani a comunicat că este într-o vizită scurtă în Moldova la un prieten rezident în regiunea transnistreană. Pe parcursul investigațiilor ulterioare s-a constatat că prietenul aștepta în afara aeroportului și a manifestat un comportament evaziv, încercând să inducă în eroare autoritățile de securitate prin tăinuirea relațiilor dintre cei doi, notează poliția de frontieră. În urma evaluării riscurilor și a protocolului de securitate în vigoare, cetățeanului Federației Ruse recunoscut că a fost mercenar, i-a fost refuzată autorizarea de trecere a frontierei de stat, fiind întors pe cale aeriană în statul de pornire. Poliția de frontieră menționează că pentru a minimiza riscurile de securitate în toate punctele de trecere a frontierei de stat, sunt aplicate protocoale stricte, impunând un control sporit pentru călători, în special pentru cetățenii străini. Republica Moldova a plătit timp de 26 de ani 22,8 milioane de euro drept despăgubiri în urma sesizărilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Totodată, în aceeași perioadă au fost înregistrate 786 de încălcări ale drepturilor omului. Cu detalii la acest subiect vine colega noastră Maria Filimon. Maria, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Octav! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Potrivit unui comunicat emis de CEDO, printre drepturile care au fost cel mai des încălcate în Republica Moldova se numără dreptul la un proces echitabil, interzicerea torturii și dreptul la libertate și siguranță. Astfel, în anii 1997-2023, totalul de încălcări ale drepturilor a fost de 786. În 2023, Republica Moldova a plătit despăgubiri în valoare totală de aproape 366.000 de euro. Cu această sumă puteau fi acoperite peste 37.000 de salarii medii, 228.000 de pensii medii și 9 luni pentru organizarea sistemului judecătoresc și înfăptuirea justiției. Până la data de 31 decembrie 2023, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat aproximativ 600 de hotărâri împotriva Republicii Moldova. Totodată, 1150 de cereri nesoluționate erau îndreptate împotriva țării noastre, din numărul total de peste 68.000 de cereri, aceasta situându-se pe locul 10 din 46 de state. În 2022, Republica Moldova ocupa locul 12 la acest parametru. Ucraina va construi 2000 de kilometri de fortificații. Anunțul a fost făcut de președintele Volodymyr Zelensky pe canalul său de Telegram în urma unei întâlniri cu șefii armatei și mai multor ministere. Afirmația vine în contextul în care Zelensky a anunțat că înaintarea Rusiei în estul Ucrainei a fost oprită și că rușii nu mai înaintează după ce au înregistrat pierderi grele în oameni și tehnică de luptă.
Premierul ucrainean Denis Șmihal preciza în luna ianuarie că guvernul de la Kiev va aloca în jur de 17,5 miliarde de hrivne, aproximativ 466 de milioane de dolari, pentru construirea acestei linii de fortificații, replica Ucrainei la linia Surovkin, construită de ruși care a oprit contraofensiva armatei ucrainene din vara lui 2023. Prețelele sociale, unii comentatori au botezat linia de fortificații ucrainene drept linia Zelenski sau zidul lui Zelenski. Construirea 2000 de kilometri de fortificații de-a lungul a trei linii de apărare reprezintă o sarcină uriașă, dar ritmul în care au loc lucrările e bun, a spus Zelenski. După 2 ani de război, ucrainenii au început să fortifice linia frontului, care a rămas aproape neschimbată de luni bune. În fața unor viitoare ofensive ale rușilor, Ucraina construiește fortificații 24 de ore din 24, potrivit oficialilor de la Kiev. Criticii cu privire la vulnerabilitatea liniilor defensive ucrainene sau chiar cu privire la lipsa lor au apărut, în special în urma întăririi rapide a trupelor ruse la vest de orașul Avdiivka, după ce această localitate, considerată o redută puternic fortificată a armatei ucrainene, a căzut luna trecută sub controlul trupelor ruse după 4 luni de asediu. Un avion militar cu 15 persoane la bord s-a prăbușit în regiunea Ivanovo din Rusia după ce unul dintre motoare a luat foc în timpul decolării. Anunțul a fost făcut de Ministerul Rus al Apărării. Potrivit agențiilor de presă ruse, nu există supraviețuitori. Unele imagini arată un avion din al cărui motor ies flăcări și care se îndreaptă spre sol. În alte secvențe se vede presupusa zona a prăbușirii învăluită în fum și un elicopter care dă ocol locului. În cursul dimineții, autoritățile ruse au confirmat atacuri ucrainene cu drone în 2 regiuni, provocând explozii, incendii și întrerupere ale alimentării cu energie electrică. Un incendiu a fost înregistrat la rafineria Lukoil din Kstovo. La Oriol, la aproximativ 150 de kilometri de frontiera cu Ucraina, un rezervor de petrol a luat foc după atac, potrivit serviciilor de urgență. Sistemele de apărare antiaeriană au reacționat la aproximativ 25 de drone lansate din Ucraina. Cehia, Polonia, Ungaria și Alianța Nord-Atlantică marchează împlinirea unui sfert de secol de la primirea celor 3 țări centrale europene în NATO. La 12 martie 1999, în Statele Unite, reprezentanții celor 3 țări care au făcut parte din Tratatul de la Varșovia au semnat documentul aderării la Alianța Nord-Atlantică. Unul din actorii cheie a evenimentului a fost președintele Statelor Unite ale Americii, Bill Clinton, care se află de sâmbătă la Praga, unde participă la o conferință pe teme de securitate. Cehia, Polonia și Ungaria au fost primele dintre fostele țări comuniste primite în NATO, inclusiv pentru că erau considerate la acea dată, în 1999, drept cele mai avansate pe calea reformelor democratice post-comuniste. După alți 3 ani la un summit NATO ținut la Praga, au fost primite alte foste țări comuniste, Bulgaria, România, Slovacia, Slovenia și cele 3 țări Baltice, Estonia, Letonia și Lituania. În noul mileniu, NATO a primit noi membri, inclusiv din fostul spațiu iugoslav, iar invazia rusească din Ucraina i-a făcut pe liderii din mai multe țări membre importante să afirme că intrarea în alianța țării atacate este doar o chestiune de timp. După aderarea Finlandei și Suediei, țările vest-europene care nu fac parte din alianță rămân Austria, Elveția și Irlanda. Nu sunt membre NATO din rațiuni diferite nici 3 țări din spațiul balcanic, Bosnia-Herțegovina, Serbia și Kosovo. Yerevanul ar putea părăsi Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, alianța militară condusă de Moscova și din care fac parte 6 foste state sovietice. Anunțul a fost făcut în premieră de prim-ministrul armean Nicol Pașinian. Dacă Organizația Tratatului de Securitate Colectivă răspunde la întrebarea privind zona de responsabilitate a organizației în Armenia, iar această întrebare corespunde viziunii noastre, atunci vom considera că problema dintre noi a fost rezolvată. Dacă nu, atunci Armenia va părăsi OTSC. Când? Nu pot spune. Comentariile lui Pașinian vin după ce săptămâna trecută guvernul său a transmis o cerere oficială Moscovei în vederea înlăturării grănicerilor ruși de la aeroportul internațional Zvartnots din Yerevan, o nouă mutare survenită pe fundalul deteriorării fără precedent a relațiilor dintre cele două țări. Pașinian a subliniat că poziția guvernului de la Yerevan este că aeroportul trebuie să aibă doar grăniciere armeni. Un acord din 1992 între Moscova și Yerevan prevedea staționarea de grăniceni ruși la aeroportul din capitala Armeniei, însă acesta nu menționa un rol explicit pentru ei. Tot săptămâna trecută, ministrul de externe Ararat Mirzoyan a declarat că Armenia ia în considerare posibilitatea de a
depune o cerere de aderare la Uniunea Europeană. El a făcut declarația în marja unui forum diplomatic ce a avut loc în orașul turc Antalya, pe țărmul Mediteranei. Comentariile sale au venit de asemenea în contextul în care premierul Nicol Pașinian a afirmat în februarie că țara sa nu mai poate conta pe Rusia ca parteneră principală pentru apărare, deoarece Moscova nu și-a onorat această responsabilitate de mai multe ori. Comisia Europeană va recomanda începerea negocierilor de aderare cu Bosnia și Herțegovina. Anunțul a fost făcut de șefa executivului european Ursula von der Leyen. Președinta Comisiei Europene a salutat progresele impresionante realizate de fosta Republică Iugoslavă pe calea spre aderarea la Uniunea Europeană. Of course, more progress is necessary to join our union. But the country is showing that it can deliver on its membership criteria and on its citizens' aspirations to be part of our family. The good news comes now. This is the reason that we will decide to recommend to the Council to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina. I-a subliniat că în prezent Bosnia este complet aliniată politicii externe și de securitate a Uniunii Europene și și-a îmbunătățit gestionarea fluxurilor de migrație. În februarie, Sarajevo a îndeplinit o altă condiție stabilită de Bruxelles, adoptând o nouă lege privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Bosnia și Herțegovina este candidat oficial la aderarea la Uniunea Europeană din 15 decembrie 2022. Următorul pas ar fi lansarea negocierilor de aderare. Aspiră la statutul de artist încă de la vârsta de 6 ani, iar pentru asta exersează minim 4 ore pe zi. Vorbim despre Simeon Targon, elev la Școala de Arte Valeriu Poleacov. Marea lui iubire este pianul și spune el dacă acest instrument n-ar fi existat, cu siguranță ar fi fost nevoit să-l inventeze. Targon este din Chișinău. La ei 10 ani se poate deja numi pianist în adevărat sens al cuvântului. A descoperit instrumentul prin joacă, dar într-un timp scurt a reușit să facă performanță din propria pasiune, cucerind publicul atât din Republica Moldova cât și cel din afară. Un lucru frumos care mă duce în altă lume pentru mine, sufletul meu. Simeon spune că se consideră un copil obișnuit cu pasiuni obișnuite. Singura diferență este doar o scânteie de a face mai mult. Pe lângă ce are de studiat ca temă pentru acasă, obișnuiește zilnic să descifreze mai mult de o partitură pe zi. Astfel a ajuns să cânte partituri din ce în ce mai dificile pentru un copil de 10 ani. Este complicat deoarece pianul înlocuiește orchestră și poate să cânte orice cântec la orchestră. Spune că repertoriul lui se îndreaptă spre clasici, spre greii muzicii pentru pian, în special cei din secolul 18-19, idolul lui fiind un muzician mare pe nume Sokolov. Pentru a reuși să posedezi pianul, nu e destul să fii talentat, spune băiatul. E nevoie de un pic de susținere și multă muncă. Toate circumstanțele să se unească împreună, și profesorul, și familia, și acel copil care trebuie să muncească foarte mult, că deci performanța înaltă se atinge cu multă, multă muncă. Și lucrul ăsta Simeon l-a însușit de micuț și se ține ferm de această poziție și atât ne bucură cu cele mai frumoase rezultate pe care poate el să le aducă la vârsta lui. Nu mai știe numărul locurilor de frunte pe care le-a obținut până acum, știe doar că fiecare concurs și fiecare concert a însemnat un pas în evoluția lui și toate aceste experiențe, spune Simeon, le-ar asocia cu niște picături de ploaie. De ce? Deoarece este așa, este un instrument care poate să dedice bucurie și ploaie asemenea. Școala de Arte Valeriu Poleacov este prima școală de muzică din Chișinău.
Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați datele meteo și jurnalul orei 20 prezentat de colega mea Nicoleta Toacă. Iar noi ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei.